Salut din Amurit și bine ați venit la 11. Din păcate, suferim o nouă înfrângere, de această dată chiar în marele derby cu FCSB 0 la 1. Și rămânem fără victorie din luna august, deci seria neagră din păcate continuă. Și avem și o schimbare de antrenor a lui Ovidiu Burcă. Și vom comenta, desigur, schimbarea lui și prestația jucătorilor la meciul cu FCSB. Ca de obicei, îl am alături de mine pe Claudiu, pe care îl și salut. Salutare toată lumea! Și Claudiu, din păcate, ai zice eu, după aproape 500 de zile, după un an jumate, aproape doi, ne l-am rămas bun de la Ovidiu Burcă. Vreau să te întreb pe tine, în primul rând, ce părere ai despre tot mandatul lui și de Liga a doua și Liga a întâi și cam ce note ai dat tu pentru tot parcursul ăsta la Dinamo? Acum, evident că judecând la cal tot ce se întâmplă, dacă ați observat foarte bine, toți suntem răvășiți, avem opinii distincte, mulți judecă doar ce s-a întâmplat în a doua parte a mandatului lui Burcă, adică în Liga 1, iar prea puțin își aduc aminte ce s-a întâmplat la Liga 2. Probabil că mulți poate nici nu văd o performanță în asta, însă haideți să judecăm realist. Problemele pe care le-am avut în Liga 2, lotul restrâns, valoarea jucătorilor din Liga 2 comparate cu contracandidatele, care, vă spun sincer, că nu au dovedit-o. Ma principiul Galați în prima parte a sezonului și cu Poliaș atât în play-off cât și în sezonul regulat, au dovedit faptul că erau niște echipe mult mai închegate decât noi și care au meritat să promoveze. Noi am promovat pentru o conjunctură, nu trebuie să ne mințim cu chestia asta, am promovat pentru că nu au avut alte echipe drept de promovare, iar play-off-ul l-am prins la limită, prin foarte multe rezultate indirecte. Însă, faptul că Burca a reușit o performanță până și la baraj, cu contra FC Argeș, chit de problemele pe care le-a avut, este un mare plus, adică și-a dovedit acolo plusul de valoare ca antrenor, să-și motiveze jucătorii. Din partea mea, Burcă are o notă meritată de 7. De ce 7? Pentru că nu putem contesta faptul că în sezonul de Superliga s-a descurcat foarte prost și din păcate n-a avut nici măcar un egal în 10 meciuri. Asta contează foarte mult, pentru că una este să ai rezultate foarte Da, proaste, dar să zici nu ai ultimele măcar 10 un meciuri egal. sau... Da, una este să mai un egali și colo, dar alta e să ai numai înfrângeri și, din păcate, chit că în Superliga nu l-au ajutat nici jucătorii, nici transferurile și mai ales că problemele de la începutul sezonului din mercatul verii și-au spus cuvântul, totuși partea a doua a fost mult mai slabă a mandatului său și, din păcate, 7. Da, nu știu dacă am avut chiar 10 înfrângeri consecutive, dar într-adevăr, știu, nu înțeleg ideea ta că rezultatele, ultimele rezultate au fost foarte proaste. Și vreau să zic eu despre Ovidiu Burcă e că mie chiar mi-a plăcut de el, mai ales la început. Să zic că eu a fost unul din cam singurii care a avut încredere chiar de la începuturi, când mulți nu știau, el venind de la Slatina pe care i-a promovat Liga a doua. Și să ne amintim, după alea 7-8 etape, prime 7-8 etape mediocre din Liga a doua, care mai degrabă ne gândeam dacă să nu retrogradăm, ce să mai zic, de play-off sau de promovare. Și da, uite că am ajuns acolo în play-off cu șansă după ultima etapă din sezonul regular, dacă îți mai aduci aminte meciul ăla cu Poli Timișoara și meciurile indirecte a Concordiei, cine a mai fost Brașovul care n-a câștigat, am avut șansă foarte mare. Și am avut avut șansă, șansă. spune. Dacă îmi permiți să adaug, este că referitor la faptul că tu ai avut încredere în Burcă încă de la început, ceea ce vrem să menționăm este faptul că eu cu Ciprian urmărim și campionatele, adică ligile mai mici, Liga 3 și Liga 2, și noi mai cunoaștem antrenorii de aici colo, e bine, evident, pe toți. Și știam de Ovidiu Burcă, adică eu și cu Ciprian aveam niște referințe asupra lui Burcă. Nu neapărat că nu am fi mers într-o extremă de genul vai o să ne promoveze, dar m-am mers pe sistemul că s-ar putea să fie un antrenor bun care să ne mențină la Liga a doua. Bine, nu credeam niciunul, adică cel puțin eu nu credeam că o să promovăm și o să mergem în play-off, însă vedeam genul de antrenor care să pună bazele unei echipe și să ne mențină la Liga a doua la un nivel ok. Exact, exact. Poți Și continua, da, Ciprian.
Trebuie să recunoaștem că și faptul că Steaua n-a avut drept de promovare ne-a avantajat până la urmă. Și meciul Turcu Argeș a fost o minune. Și uite, știi, vezi, asta e ideea, că în cariera de antrenor, dacă n-ai puțină șansă, e greu să ai rezultate. Și acum, da, din păcate pentru el în Superliga a încercat prea mult și i-au ieșit prea puține. Și da, uite, el a mers pe premisa că cu niște, hai să recunoaștem, jucători mediocri pe care i-are Dinamo la ora actuală, a încercat să presteze un joc pe care, nu știu, eventual îl vedem la Craiova, lui Rotaru sau la FCSB, dar la Dinamo sau, nu știu, voluntari, ceea ce a încercat Burcă în primele etape, e foarte greu să vezi și nerealist. Eu personal îi urez mult succes în continuare și eu cred că îl vom vedea în Liga 1 cât de curând, sau măcar Liga 2 la echipă de promovare și cred că peste mulți ani o să-l revedem la Dinamo, când Dinamo va fi mult mai sus și când el va căpăta experiență. Din partea mea, Ovidiu Burcă are nota 7.50. Acum, ceea ce vreau să adaug față de Ciprian este că am o adăugare când vine vorba de tactică. Tactica nu a fost aleasă una greșit. Ce încearcă Burcă este un fotbal modern, un fotbal pe care România, nu ca națională, ci România ca Superliga, ca campionat, ar trebui să înceapă să-l producă. Noi ne plafonăm la faptul că jucătorii nu pot. Dar jucătorii sunt obișnuiți, majoritatea, să nu îndeplinească cerințele tactice pentru că sunt învățați să joace lungă și pe a doua. Stilul clasic al Superligii, adică de când lumea și pământul. Ceea ce a vrut să facă Burcă a fost foarte inovativ în Superligă și sincer ne mai întâlnit, pentru că nu știu câți antrenori au mers pe o filozofie strategică ca a lui Burcă din Superligă, probabil foarte puțin și nici măcar cei de top, gen Hagi, Petrescu, adică ce-a vrut Burcă, într-adevăr, cam nerealist pentru campionatul nostru, dar asta nu înseamnă că toți antrenorii trebuie să urmeze un fir narativ și numai pe ăla se meargă toate tacticile și numai cu ăla se poate reuși, pentru că ajungem în Europa League, în Conference League chiar, și vedem că genul ăsta de tactică nu prea merge, autobuzul în poartă, contraatac, dăm o diagonală și ne așteptăm ca totul să fie bine. Nu, Burcă chiar a încercat niște trasee, din păcate cu niște jucători, într-adevăr, care nu au reușit să-i îndeplinească cerințele. Dar pentru asta ar fi avut nevoie de niște jucători mai buni în iarnă, ceea ce lui Burcă nu i s-a dat. Haideți să verifim, recunoaștem acest aspect. Da, dar acum e și vina lui pentru jucătorii care au fost aduși. Adică e unul dintre vinovați, probabil. El a acceptat să vină acești jucători și nu a închegat un lot competitiv, un lot bun pentru Superliga. Eu sunt de o părere contrarie aici, pentru că nu cred că a ținut totuși doar de el. Așa cum da, nu zic că doar de el, dar este unul dintre cei care au decis. Da, dar până la urmă când ți se pune ceva pe masă, oricum este destul de restrâns, ce poți să zici? Ok, hai, îl iau pe ăsta, că pare cea mai ok variantă. Varianta cea mai bună dintre cele mai rele. Azi, bine, acum... Da, știu ce zici. Acum eu nu zic neapărat că transferurile au fost neapărat ratate, dar din păcate cred că știm și noi ce minusuri avem pe anumite posturi și pe unele posturi nu avem dubluri, de asta suntem atât de jos. Da, aici pot să accept faptul că are și Bucovina, faptul că nu și-a dublat posturile care trebuiau cu oricare tip de jucători, dar într-adevăr, pe altă, adică că ne raportăm la transferurile oricum făcute, nu pot să îl contești. Ăștia au fost jucătorii care s-au pus pe masă și trebuia să aleagă. Orice ar fi ales, probabil tot la fel era. Dar vreau să stai, într-adevăr, nu te contez că vine vorba de dubluri pe posturi. Acolo, într-adevăr, este vina lui pentru că trebuia să conștientizeze. Când ai patru fundași centrali în lot, nu e în regulă. Ba, e în regulă, dar când ai fundaj lateral, nu e în regulă. Dublu rău. Da, dacă ai avea dubluri pe toate posturile și zici, ok, mai au încă doi fundași centrali valoroși, ăștia doi îi mai duc împrumut sau îi păstrez, știu eu ce fac cu ei, dar noi nu aveam dubluri pe toate posturile și ai dublat pe un post pe care nu mai aveai nevoie. Exact. Și uite, dacă tot vorbim de antrenor, hai să vorbim puțin și despre următorul antrenor. Îți dau așa o listă scurtă din minte, cine ar fi Ciobotariu, Gâlcă, Florin Bratu și Ionuț Badea. Spune pe cine ai preferat dintre aceștia sau cineva din afara listei. Da? Cine crezi că ar veni și cine crezi că ar fi potrivit? Realist vorbind, cred că
ar veni. Cea mai realistă variantă este Florin Bratu. Cred că el este cel mai dispus să vină în condițiile actuale la Dinamo și cumva mă aștept ca el să vină. Desigur, acum Scuze, va trebui. scuze că te întrerup, dar vezi care e problema cu Florin Bratu, că a dat declarația aia în care spune că lotul e ok, că nu trebuie neapărat foarte multe schimbări. Nu, Bratule, nu e ok lotul, trebuie foarte multe schimbări și trebuie foarte multe transferuri în iarnă. Trebuie modificări Hai, majore. două secunde. De asta nu, Este eu de vorbă. personal n-aș fi ok cu Bratu. Nu am ales pe Bratu, n-am spus. Eu sunt Spune, cu știu ce zici, varianta realistă. știu ce zici. Deci spui că Dar Bratu ar fi varianta realistă, dar pe cine ai preferat tu? când vine vorba de propria preferință, ar fi ori Ciobotariu, pentru că a fost demis sau nu A am fost citit demis. exact, a fost demis de la Sepsi. Și dacă ar fi un antrenor pe care chiar l-aș vrea, cred că n-ar veni, cred că o să fiu foarte contestat, dar mie mi s-a părut că un antrenor bun pentru Superliga pe unde a activat, mai ales la echipa de unde a activat de vreo 10 ore, 9 ori, nu știu câte mandate a avut, este Nicola Napoli. Mie mi se pare un antrenor bun pentru nivelul de play-out. Nu mai mult, dar pentru un nivel de play-out mi se pare un antrenor. Eu am genul de antrenor care chiar te scoate din mizeria în care ești și care poate să-ți ofere o filozofie interesantă de joc, mai ales pe apărare, mi se pare un antrenor foarte bun. Adică mi se pare că e genul de antrenor de care Dinamo are acum nevoie. Dar în care să fie compensat cu transferul. Pentru că fără transferuri, orice Nimeni antrenor nu al te Dinamo, salvează. nimeni nu te va salva. Pur și simplu, jucătorii sunt problema, de fapt, nu antrenorul. Părerea mea. Dar, din nou, antrenorul a plecat și acum ne raportăm la cine ar veni și ce ar putea face. Ei, dacă vine să zicem Bratu, Badea, Niculescu, Ciobotariu, Napoli, Gâlcă și ce Dumnezeu de antrenori mai sunt disponibili în Liga 1, au nevoie aceștia antrenori să li se aducă niște jucători și să-și formeze un lot care te poate salva de natură. E singura șansă. E singura șansă. Nu poți cu jucătorii actuali, nu ai cum să te salvezi. E imposibil. Nici măcar la baraj nu poți să emiți pretenții. Deci nici măcar atât. Ba, barajul E... cred că l-am câștigat. Sau tu zici să prindem Nu. barajul sau să jucăm barajul? Să prindem barajul noi dacă ne-am... Noi nu o să fim în stare să prindem barajul și eu bag mâna în foc. Da. Dacă rămânem cu jucătorii pe care avem, nu o să prindem barajul niciodată. Și e clară situația. Chiar nu, pe bune. Adică, hai să Da. nu ne mințim. Eu cred și sper că va veni Ciobotariu, e preferatul meu dintre cei posibili, dar uite, dincolo de ele, aș fi ok și cu Gâlcă, pentru că dacă, cred că știi și tu, că îți mai zic eu o statistici din la nebună cu antrenori sau jucători din străinătate, Gâlcă când a fost în Danemarca, a stat la echipă, nu mai vine exact numele echipei în minte, dar a stat 3 ani la echipa de Da. acolo, a retrogradat cu ei, a promovat cu ei, a stat după ce a un sezon cu ei în prima divizie, înseamnă că are experiență de genul și ne-ar ajuta. Da, Ciobotariu, Gâlcă, Nicola Napoli, mi se par antrenorii care chiar ar putea redresa situația la Dinamo, adică sunt singurii pe care i-aș vedea făcând asta. Într-adevăr, sunt antrenorii pe care i-aș vrea să-i văd la Dinamo, unul dintre cei trei. Ce după ei trei, ce se mai vehiculează prin presă, nu. Din păcate nu mi oferă Acum să vedem că poate vreo vom fi surprinși cu un certitudine. antrenor străin. Vom vedea. Da, sau poate vom fi surprinși cu un antrenor străin care n-a mai fost Bine, în și Superliga. Nicolo Napoli străin, dar pe Nicolo Napoli Nu, știm de foarte mult niște timp. antrenori care poate n-au mai activat la Liga 1, la asta, despre asta e vorba, Da. România. Și după o analiză lungă a lui Burcă și a posibilului antrenor al lui Dinamo, începem și cu analiza jucătorilor de la meciul cu FCSB, după cum am spus. Înfrângere cu 0 la 1 după un meci în care, nu știu dacă ești de acord cu mine, Claudiu, dar cred că a fost unul dintre cele mai slabe și mediocre derbiuri din ambele părți din ultimii mulți ani. Adică nu zic că Dinamo a fost la fel de slabă ca acum 2 ani când ne dădeau 6 goluri, dar așa prestație pe total. Și noi am fost slabi, și ei au fost slabi, și a fost un meci atât de plictisitor, m-am plictisit atât de tare și la un moment dat, nu știu, era minutul 70-80 și eram ceva de genul, bă, ăsta e derbiul României și e atât de slab meciul ăsta. Da, așa, dincolo, până la analiza lui Golubovici, cam ce părere ai despre acest derby, cum s-a jucat, per total?
O să încep și eu cu o părere despre derby, dacă îmi permiți. Am aceeași părere, din păcate. Atât tare s-a mediatizat derbiul de România, toată lumea a încercat să facă o emulație asupra lui. Presa sportivă, evident, a încercat să facă o emulație, pentru că este derbiul de cea mai mare importanță. Niciun derby nu se ridică la cel dintre Dinamo și FCSB. Nici Doar Rapid Bucharest, Dinamo, FCSB și Rapid. Rapid Dinamo se poate compara cât de cât. Da, se poate, bine, mai nu poate se, dar din nou, emulația este aceeași. Nu se pot compara, de zi, este incomparabil. Pentru că a fost de atâta timp, suntem rivali istorici și până la urmă, din păcate, un aviz, adică o palmă dată lui Coman, ar trebui să ne respectăm indiferent. Suntem rivali de atâta timp, și din păcate, derbiul respectiv, adică derbiul de trecut, nu s-a ridicat la așteptări. La fel ca Ciprian, m-am zis foarte plictisit, dar m-am așteptat cu entuziasm, deși chiar am crezut că vom face un rezultat pozitiv, dar mie mi se pare că până și rezultatul a fost unul mincinos. Adică mi s-a părut un meci de 0-0. Vă zic sincer, mi s-a părut mai interesant voluntar cu farul. Pentru că Mă, mai a pur fost și 4-2, hai simplu să nu comparăm. deci pur și simplu nu s-a comparat și nu asta vrei să vezi la un derby de România. Acum eu înțeleg că poate și în La Liga între Barcelona și Real Madrid mai sunt meciuri, într-adevăr, au mai fost meciuri nu atât de interesante. Dar, din păcate, observăm un regres chiar la ambele echipe, sau cel puțin când vine vorba de derbiuri. Cred că FCSB doar e într-o pasă proastă și sperăm că noi ne vom reveni până la urmă. Da, până trebuie să recunoaștem cu toții, derbiul este mult mai interesant în momentul în care Dinamo și cu FCSB se luptă la niște aspirații mult mai înalte. Bine, FCSB chiar se luptă la titlu, însă în momentul în care ambele sunt puse în situația, spre exemplu, câștigării titlului a unei cupe sau prinderea unui loc de Conference League. Da. Deci, și ca să încep, dacă îmi permiți, din partea mea, Golubovici are nota 6,50. Eu zic că s-a descurcat meritos. Golul este discutabil. Este o poziție foarte bună de gol. Un jucător bun ar trebui să dea gol din poziția aia. Sau E cel puțin totuși ar trebui să comand. creeze, o fază periculoasă. Și Coman are execuții bune. Oricum, am citit multe aberații cum că a fost un gol norocos. Mie nu mi se pare un gol norocos. Credeți-mă, poziția este foarte bună de gol. Și dacă ai pretenții să evoluezi într-un campionat străin, trebuie să dai gol din poziție de genul ăsta. Adică dacă nu din poziție de asta, atunci cum dai gol? După părerea mea, n-a fost gol norocos, a fost un gol meritos, de execuție, foarte bună. Da, aplauze pentru gol, ce pot să zic, dar, sincer, Golubovici chiar nu a greșit mai cu nimic meciul ăsta. Da, de acolo nu a avut vină la gol, sunt de aceeași părere. Poate nu știu dacă ar fi poziționat altfel zidul, dar nu știu dacă zidul putea să facă diferența. Mă cam îndoiesc la cum Chiar a și zic că sea executat foarte Coman. bună, da. Da. Da, eu nu o să-i dau chiar 6-50, o să-i dau 6 pentru că nici FCSB n-a avut chiar cele mai mari ocazii, nu n-a scos chiar cele mai nebune mingi. Pentru că am zis că și FCSB a jucat slab, din punctul meu de Da, vedere. sunt de acord. Da, și așa, ce mai citesc eu cel puțin, sau poate ce mai citești tu prin grupuri sau pagini, că sunt unii care spun că Golubovici este un transfer ratat sau un portar slab. Nu știu, părerea mea e că cred că portarul la ora actuală și poate fundașii centrali sunt cea mai mică problemă la Dinamo în momentul ăsta. Acum, da, și Golubovici, cred că suntem de acord cu toții că și Golubovici are minusurile lui și poate nu-ți dă mereu cea mai mare încredere. Dar dacă Golubovici avea acele plusuri, nu cred că era la Dinamo la ora actuală. Cred că acum se, nu știu, se lupta cu Kepa să apere la Real Madrid. Deci da, este normal să vedem și minusuri la Golubovici sau oricare alt jucător al lui Dinamo. Dar per total, mie mi se pare, din punctul meu de vedere, mie mi se pare cel mai bun transfer. El și politic. Da, și eu sunt de aceeași părere și până la urmă mie mi se pare Ardan Golubovici un portar care ar putea să evolueze și în campionate puțin mai bune decât ale noastre, gen Polonia, aici mă duc în părțile astea, dar nu Cehia, pe neapărat la acolo, da. echipe, da, la echipe de Medii. mijlocul clasamentului, da, medii, dar și în România eu zic că Golubovici ar fi un portar bun de top 6, top 7, adică eu l-aș vedea în niște echipe de genul. Are minusurile lui, dar din nou, problema este la noi că în momentul în care nu ai un mijloc echilibrat care să poată să facă diferența între atac și partea de fundaș,
Și bine, cum ați văzut că golul a venit din cauza lui Bera, evident că portarul va apăra atât cât va putea, dar nu o să scoată el absolut toate mingile, pentru că, din nou, altfel nu ar mai fi scos la noi acest portar. Da, și Amzăr, un fundaș stânga al echipei, un meci foarte slab, n-a adus niciun plus, nici defensiv, nici ofensiv. Știu că erau glume, mai citeam că flancurile FCSB-ului a jucat bine, Coman și Amzăr, astea ar fi fost gluma. Și da, per total, ce pot să zic? Unul dintre cele mai slabe meciuri lui Amzăr. Bine, el mai are prestații de genul, dar pentru meciul ăsta am să-i dau un meritos 4. Da, Amzăr are fluctuații când vine vorba de joc, nu este constant, din păcate a avut multe faze în care poate ar fi putut face mai mult în atac, dar unde de obicei se descurca ceva mai bine, însă în momentul de față nu face nici partea defensivă atât de bine și nici partea ofensivă nu se descurcă, pare că și-a pierdut din calitate. Din nou, este inconstant, dar ca să progresez ca fotbalist și să aspire a deveni un jucător viitor de națională, de națională mare, desigur, la națională de seniori, trebuie să încep să fii ceva mai constant. Înțeles că, oricum, am văzut și o stare de nervozitate, și înțeles că și-a jurat și din coechipieri, că nu primea câte o pasă bună, dar hai să nu uităm de acel avion dat, cred că dacă eram și eu și Ciprian, parcă nu dădeam chiar așa de sus, nu dădeam o ciobănească din aia. Bine, glumesc acum, dar vreau să spun, adică la nivelul la care este și dacă vrea să aspire la ceva mai mult, ar trebui să se controleze mai mult din punct de vedere tactic, dar și din punct de vedere emoțional. Din partea mea are 5, asta e nota care îi se potrivește, la portar și oricum la ce s-a jucat. Și da, vezi ce înseamnă să n-ai dublură pe postul tău. Nu simți concurența și începi să-i la mișto totul. Da. Băcat, sper să se maturizeze și sper să crească. Continuăm cu Costin, celălalt fundaș lateral, băiatul care ci că este dublura lui Moura, dar eu pe Costin în continuare nu-l văd ca fundaș, eu-l văd ca mijlocaș, jucător ofensiv. Corect, Bine, corect. acum ce e drept într-adevăr, Costin de multe ori nu-ți aduce niciun plus ofensiv, pentru că să ne amintim, Sorescu mai juca fundaș, dar tot aducea un plus ofensiv. Dar Costin în meciul ăsta și în multe alte meciuri a fost mediocru din toate punctele de vedere. Și da, și meciul ăsta a fost foarte slab. N-am ce să zic, nu mi-a plăcut deloc. Din nou, unul dintre cele mai slabe meciuri. Și pentru meciul ăsta am să-i dau nota 4. Da, din partea mea are 4,5, cam la aceeași, a fost puțin mai slab decât Amzăr, dacă am pe acolo. Din păcate, nu ți-a trecut niciun plus ofensiv. Clar că dacă ne raportăm la cum juca Sorescu, pentru că până la urmă Sorescu juca, trecea din fula de la fundaș, trecea mijlocaș, de la mijlocaș trecea aripă și mai dădea și vreo două Îți făcea goluri. treaba Nu. oriunde. Nu, da, Sorescu era un jucător ceva mai polivalent, se pare că Costin nu e genul acela de jucător. Dacă chiar dă randament doar pe mijloc, ar trebui folosit acolo. Am înțeles oricum de ce îl folosim noi ca fundaș, noi îl folosim oricum ca improvizație, nu ca o certitudine. Nu, îi poate lua locul de Moura. De Moura mi se pare la anii pe care i-are încă un jucător foarte bun. De mult a devenit din ce în ce mai bun și din păcate Costin nu poate lua locul, mai ales pe partea aia în niciun caz. Da, 4,5, vom meci foarte slab și continuă seria asta de meciuri proaste pe care le face niciun progres din partea lui, nici o fază așa de frumoasă cum o văzusem la începutul campionatului. Fundașii centrali, în primul rând Homaoum, care din păcate pentru el și pentru noi a ieșit din minutul 29 din cauza unei accidentări, dar așa pe total în acea jumătate de oră care a jucat, nu știu, n-a făcut nicio greșeală, na, FCSB nu și-a creat ocazii, eu am să dau nota clasică 6. Tu, Claudiu, ce părere ai? Eu nu-i voi acorda o notă lui Josue Homau pentru că a evoluat doar în prima parte a meciului, în care de obicei nu știu cât de activă mai e echipa, nici el, că era o stare în care echipele se acomodau la ceea ce era în teren, chiar dacă a trecut aproape, au trecut aproape 30 de minute. Nu-i voi da o notă. Nu am, oricum, cel până la acel minut și-a făcut treaba ok. Da, e pot să spun. Dacă ar fi să acord, nu ar fi 6, dar, din nou, aș prefera să fiu mai reținut în privire cu nota pentru că a evoluat prea puțin. Lucas, colegul lui Hobau și pe parcursul meciului coleg cu Patrike, mie, sincer, mie chiar îmi place de Lucas. Ok, nu-ți
nu ți aduce un plus, adică nu poți zici, bine, acum de la fund ajunge ce pretenții poți să ai, dar în continuare, mie îmi place de el și sper să fie acel, mai ales după iarnă, a doua parte a campionatului, sper să fie acel lider de care Dinamo are nevoie, iar pentru meciul ăsta am să-i dau un clasic 6. Din partea mea, 6,5, Luca, a făcut treaba foarte bine, nu a lăsat spații. Da, mai ales că FCSB nu a avut ocazii foarte mari, adică pe centru FCSB nu prea ataca, nu poți zici că au dominat. Da, și nu știu ce să spun, adică e un lider, adică în teren se vede că se implică și nu eu contestă nimeni. Să sperăm că din iarnă cu jucător ceva mai bun pe lângă el, pentru că e genul de jucător care face, nu, el e, face parte din acel nucleu de jucători buni. Să sperăm că îl vom vedea în acțiune, îl vom vedea reîmprospătat fizic și poate cu o serie de rezultate bune va ridica și mai mult nivel, oricum până acum își face treaba destul de bine, adică nu consider că meciurile sunt pierdute din cauza lui sau din cauza fundașilor, nu toate, Josuia mai gafat, dar Lucas, despre surprinderea tuturor, poate, chiar nu știu dacă a făcut greșeli, sincer, mi s-a părut la înălțime. Am mai făcut greșeli, dar nu major neapărat. Nu flagrante. Trecem la mijlocaș, primul Ilić și să mă corectez, dar cred că este primul meci în care Ilić este integralist, cel puțin în ultima perioadă sunt sigur că n-a jucat integralist. Știi tu ceva de asta? Da, începe să a fost primul meci care a fost integralist și începe să fie un jucător care face parte din acel lucru pe de care am mai vorbit și anterior. Eu zic că a făcut chiar un meci bun. Un meci ok, nota echipei, vreau să spun. Nu excepțional. A avut meciuri mai bune, mi s-a părut un meci mai bun cel de la Craiova. Da, dar, da, uite, știi că problema, scuze că te întrerup, dar problema e că de multe ori este foarte lent și, da, în continuare are problema gravă că pe final de meci este foarte obosit. Deci condiția fizică la el momentan este foarte slabă, din păcate. Da, nu știu, acum am sesizat treaba asta cu condiția fizică la mai mulți jucători. Aici poate nu e vina, da, este da. Mai mult vina la preparatorul fizic. Nu știu, mie nu mi s-a părut cel mai bun meci al lui, de aceea am să-i dau 5-50. Din partea mea are aceeași notă, a jucat în nota echipei, nu s-a diferențiat cu nimic, nici 6 n-aș putea să-i dau, dar undeva pe acolo. E clar că a făcut un meci mult mai bun. No, nu, cred că Ilić poate mai mult de atâta. Și ultimul meci la care a fost integralist a fost, bine, ultimele două, chiar trei, a fost cu Hermannstadt, cu Poliaș, da, nu aminteam, sincer. A fost acesta. A mai fost integralist. Ah, ok. Acum că m-am înșelat eu. Benam, mijlocașul defensiv al echipei, care din păcate, da, el a făcut acel fault la golul lui Coman. Bine, acum faci fault. Ai și puțin ghinio, că da, până a fost vorba mai mult de execuția lui Coman, dar așa pe total mie mi s-a părut că a făcut un meci chiar ok, a fost implicat în joc și a făcut mai mult decât ar trebui să facă un mijlocaș defensiv. E că aș fi mai bine ofensiv decât, nu știu, Amzer sau Costin. Dacă n-ar fi fost faultul ăla la golul lor, i-aș fi dat 6-50, dar având în vedere acea gafă, că până la urmă este gafă, am să-i dau 6. Din partea mea are 5,5, tot din cauza gafei, iar mi s-a părut implicat în joc. Mie mi se pare pe nou un jucător care poate, dacă va avea lângă el alți jucători mai buni, poate va evolua sau dacă va avea o concurență reală, poate își va crește și el nivelul. E doar o părere, nu o certitudine. Sunt curios dacă... pentru că trebuie să recunoaștem, unii dintre jucători vor fi păstrați și cred că Bena, Ilić vor fi unul dintre acei jucători care vor fi păstrați în continuare locului Dinamo. Sunt curios dacă în momentul în care vor fi integrați și alți mijlocași, mai ales defensivi, scuzați dacă Benaș va crește și el nivelul pentru a demonstra faptul că vrea să continue în Superligă. Adică nu-l văd pe Benaș să se ducă într-un alt campionat de primă ligă mai bun decât al nostru. Presupun că vrea să se țină, să fie măcar constant sau să-și ridice nivelul, nu? Și atunci presupun că va crește în joc. Adică e o presupunere, cum am spus, nu o certitudine. Dar din partea mea, da, are 5,5. Din păcate, din cauza autului. Trecem la Iglesias, jucătorul nostru preferat, da, mai ales al meu. Titular, dacă nu mă știu, după mult timp și a fost chiar integralist, a fost implicat în joc,
adică un meci mediu, dar când e vorba de pase decisive sau pase mai importante, atât de prost le dă. A, față de alte meciuri a jucat mai bine totuși, de aceea eu am să-i dau 5-50. Din partea mea are 5, mi se pare cam același jucător, nu mi se pare nimic diferit de el, poate că și-a dorit mai mult, poate a fost atmosfera de derby, dar trebuie să arăți bine, că pe normal nici pentru derby-ul ăsta nu arată cine știe ce, dar poate față de alte meciuri, da. Oricum, ar trebui să dezvolte o atitudine și un joc predominant și constant de genul acesta, nu doar la un derby, pentru că noi nu avem jucători, nu avem nevoie de niște jucători care să joace bine doar în derby-uri, noi avem nevoie de jucători care să joace bine în general. Și bine, oricum, nici pentru derby-ul ăsta nu poți să spui că a fost cine știe ce jucător sau cine știe cum s-au remarcat. Dar din partea mea are 5, nici bun, nici rău, a fost da, acolo. Da, vezi, uneori cum, cel puțin cum analizez eu, adică compar cu alte evoluții de ale lui, că dacă, nu știu, hai să zicem că l-aveam pe Nistor și juca Nistor cum, nu știu, joacă, cum, poate chiar cum a jucat Tigres acum, cred că tu îi dai ceva de genul lui Nistor 4-50 și eu îi dădeam 4-50, pentru că uneori ne raportăm și la jucător cu notele. Eu mă raportez la jucător, într-adevăr, și mă raportez la valoarea lui. Niciodată nu o să fac comparație. Și la valoare, dar uneori te raportezi și la ultimele evoluții. Te mai influențează și asta, totuși. E ca și cum l-am comparat pe țără cu Ronaldo. Nicio diferență. Dar îl compar pe Iglesias, într-adevăr, cu meciurile trecute. Nu? Mi se pare că a fost cu mult peste. A fost puțin peste, dar e ca și cum a ridicat nivelul. Sau, eu n-am influențat vreo fază în mod special. Da, și-a dorit mai mult, am văzut dăruire, într-adevăr, mi-ar plăcea să văd asta mereu, dar vreau să compar treaba asta, adică n-aș vrea să-i dau acum o notă de 6-50, să spun doar că a fost mai dăruit meciul ăsta, aș vrea să fie ceva mai cumulativ, așa, și de păcate doar 5, pentru că până la urmă, pe tabelă, să zic sincer, Ciprian scrie 0-1, și măcar 1-1. Trecem la cei din față și trebuie să recunosc că eu personal nici nu știu ce note se dau la Gregorio. E așa de greu, nu știu, mi-e greu să dau cu părerea. E o situație ciudată, pentru că îl joci în față, Abdallah joacă în flanc, în mijloc. Nu știu, n-a fost un meci bun ofensiv. N-am ce să zic, am să-i dau 5. Am aceeași notă, 5. Gregorio, din păcate, adică mie mi se pare Gregorio un atacant bun. De ce spun asta? Mi se pare că s-ar putea profita mult mai mult de abilitățile pe care le dezvoltă în teren și faptul că este foarte pliabil încât îți face faza atât ofensivă cât și defensivă și îți coboră foarte mult la mijlocul terenului și încearcă foarte mult să-ți ajute mijlocașii. Bine, poate chestia asta se întâmplă și din cauza valorii scăzute în linia mediană. Doar că mi se pare genul de jucător care trește inclusiv la construcție, nu este un jucător static, oricum chiar el a afirmat acest lucru, că nu este genul acesta de jucător și că el e mai degrabă îndreptat fotbalului mai modern, cum e Firmino, genul acesta de atacant, un nou fals, cred că este poziția lui în teren favorită cel mai probabil, dar e un genul de atacant care te ajută la construcții și eu cred că se poate profita mult mai mult de Gregorio în sensul ăsta. Adică mi se pare că nu este exploatat în mod nu este exploatat la maxim și da, cred că într-o echipă mai bună Gregorio chiar s-ar putea să-ți facă diferența, dar asta cu un atacant care să-ți bage mingea în poartă și nu cum a făcut Abdallah la acea fază din gura porții unde trebuia să o bage. Dar ajunge și la Abdallah și îl voi judeca și pe el imediat. Da, și formatorul este chiar Abdallah pe care tocmai l-ai menționat. Ok, pot să înțeleg că nu a jucat, sau ultimele două meciuri n-a jucat neapărat pe postul lui, dar acum analizăm pe ceea ce a jucat la meciul cu FCSB și ai menționat tu de ocazia, dar nu mai amintesc exact cum a fost ocazia. Știu, am așa imagine cum a fost ocazia, dar așa per total, dincolo de aia, a fost un meci slab. Spune, ai vrut să spui ceva? Da, cred că a pornit de la Ghezali faza, dacă nu mă știu. Sper că, oricum, din dreapta, dar nu mai știu dacă Ghezali a fost în prim plan. Da, mă rog, da. Dincolo de asta, n-a făcut nimic, n-a fost prezent în joc. Nu mi-a plăcut un meci foarte slab din partea lui, din păcate. Sper să nu revină din nou la performanțele mediocre pe care le avea la început când a venit la Dinamo. Dar da, acum ai găsit și o scuză.
Da, nu joacă pe postul lui principal, dar pentru meciul ăsta am să-i dau 4-50. Da, din partea mea are 4. Nu, nu s-a plăcut deloc. Nu, nu. Și ultimul dintre titulari, Ghezali. Nu știu, zici că la Ghezali e același meci de o lună jumate, deci are același fel de joc, este implicat, dar când e vorba de reușite majore, din păcate nu prea iasă. De aceea pentru meciul ăsta nu prea m-a impresionat și nu știu să mă corectez, deci până la urmă, el a dat pentru ocazia mare a lui Abdala, că acum chiar nu mai țin minte. Eu din ce mi-amintesc, din flancul lui a pornit, dar sper că nu greșesc. Mă rog, dar dincolo de asta, cum joacă Ghezali de obicei, cam așa a fost meciul ăsta, de aceea am să-i dau 5-50. În partea mea, Ghezali are nota 6, mi-a plăcut ceva mai mult față de alte meciuri, dar, într-adevăr, în continuare, are acel joc previzibil și nu surprinde adversarii. Adică adversarii au ajuns să-l citească foarte ușor. La Liga a doua făcea furor pentru că era și nivelul într-adevăr mai scăzut. Dar mie mi-a plăcut unul Ghezali meciul ăsta. Din păcate, nu la finalizare sau la acțiuni concrete, puțin mai slab, dar a încercat foarte mult să facă fază de construcție, să se implice în atac. Și până la urmă poate ar fi vorbit acum despre Ghezali dacă Abdallah ar fi băgat un poartă. Cum și despre Abdallah, poate am fi vorbit diferit dacă ar fi dat gol din acea poziție. Da, are nota 6. Bun, și continuăm cu cei care au intrat pe parcurs. Patrick, care a intrat chiar de vreme, meci minutul 29, după cum am spus, om avut, din păcate, s-a accidentat. Și ce pot zic de Patrick? FCSB, nici n-au jucat bine ofensiv. Adică, bine, repița a doua, au jucat totuși mai bine, dar nu prea pot să găsesc vinovat pe Patrick că ar fi făcut un meci prost. Și-a făcut treaba, a intrat chiar bine. Din partea mea are nota clasică 6. Da, am așași părere, nota 6, fără prea multe adăugări. A făcut un meci ok. Trecem la Politic, care minutul 68-69 l-a înlocuit pe Abdallah și din acel moment s-a cam schimbat jocul ofensiv al echipei, adică am jucat mult mai bine. A fost, cât timp a jucat Politic, a făcut un meci ok, dar nu cel mai spectaculos. Am avut ceva ocazii să egalăm, dar bine, n-a fost cazul, din păcate. Pentru meciul ăsta eu am să-i dau 6. Peste Abdallah clar a fost. Din partea mea are aceeași notă 6. Am observat faptul că jocul ofensiv s-a schimbat după minutul 70, după cele două schimbări ale lui Politic și lui Bani, și am observat, am constatat un plus ofensiv. A fost activ și probabil că venind după acea accidentare, sper că ceva muscular, sper că nu greșesc. Probabil de asta nici nu a fost jucat titular, nu s-a vrut riscarea lui Politic la o altă intervenție, o altă accidentare. Și din partea mea are nota 6, pentru că oricum a evoluat prea puțin, dar a fost activ. Și trecem la Bani, care a intrat în același minut ca Politic și l-a înlocuit chiar pe Bena. Ai zis tu acolo că după intrarea lui Politic și Bani s-a schimbat jocul. Ai zice mai degrabă doar după intrarea lui Politic, pentru că Bani a făcut un meci slab pentru cele 20-25 de minute care a jucat. Nu te-a dus niciun plus ofensiv. Acum nici nu poți să fii foarte dur. Adică și când intra Iglesias minutul 70 și nu făcea nimica, tot îi dădeam peste 5, de asta și lui Bani am să-i dau acel bine meritos 5. Da, din partea mea are 5 de trecere, a încercat să-l ajute pe Politic în acțiunile ofensive, dar nu e același Bani pe care îl mai știam noi. Se pare că... Din păcate, Liga 2 nu este Liga 1. Din păcate, pentru Bani, pare că Liga 1 e o pălărie prea mare, chiar și la nivelul la care suntem noi. Nu știu. Oare de cât timp are nevoie ca să se obișnuiască cu concurența? Să poate că niciodată nu va fi un jucător foarte bun de Superliga. Din păcate.